găsit la actualitatea medicală, sunt Anda Miclan. Perioada 29 octombrie-4 noiembrie au fost înregistrate la nivel național 7 cazuri de gripă clinică, informează Agerpres. La nivel național, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute a fost cu 10,2% mai mare comparativ cu cel înregistrat în aceeași săptămână a sezonului precedent. Peste 1500 de cazuri de gripă au fost confirmate în sezonul rece 2017-2018, aproape 500 numai în București. Din numărul total al deceselor, respectiv 109, câte 12 au fost în capitală și în județul Iași, potrivit datelor furnizate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, citată de news.ro. În acest moment, numărul de viroze respiratorii sau răcelile banale a crescut foarte mult din cauza schimbării bruște de temperatură, iar organismul nu s-a reușit să se adapteze. Virusurile, în general, toate aceste răceli sunt cauzate de virusuri, așadar antibiotice nu au nicio utilitate. Apar frecvent la schimbările acestea de temperatură, deci ori primăvara de vreme, ori toamna târziu. Pe lângă aceste aspecte, oboseala organismului, pentru că recent s-a și schimbat ora, organismul nu este obișnuit, oamenii dorm mai puțin, încă nu s-au organizat, iar pe acest fond de oboseală, organismul este mai susceptibil la aceste infecții. 3 cazuri de gripă cu virus AH1 și un caz de gripă cu virus A nesubtipat au fost deja înregistrate de la începerea sezonului rece, potrivit datelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. În același timp, până pe 4 noiembrie, au fost vaccinate antigripal doar aproximativ 500.000 de persoane din grupele de risc, un vaccin distribuit de Ministerul Sănătății. De asemenea, în perioada 29 octombrie-4 noiembrie, au fost înregistrate la nivel național 7 cazuri de gripă clinică, arată Agerpres. La nivel național, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute, gripă clinică, infecții virale ale căilor respiratorii superioare și pneumonii a fost de circa 82.000, cu 10,2% mai mare comparativ cu cel înregistrat în aceeași săptămână a sezonului precedent. Gastroenterita este o inflamare a intestinului care cauzează dureri de burtă, uneori vomă, febră sau alte simptome. În cele mai multe cazuri, infecția dispare în 2-3 zile, însă poate dura și mai mult, până la o săptămână. Gastroenterita este o infecție foarte comună a intestinului, mai ales în cazul copiilor, aceștia acuzând cel puțin un episod de gastroenterită pe an. Severitatea afecțiunii variază între o durere moderată de burtică, însoțită de diaree ușoară pentru una-două zile, până la diaree severă și vomă pe parcursul a mai multor zile, chiar și o săptămână. Gastroenterita nu trebuie neglijată, este cauza a 3 milioane de morți anuale în țările lumii a treia. Gastroenterita poate fi cauzată de viruși, bacterii și alți microbi. Virusul este cauza cea mai comună a gastroenteritei, enteroviroza, ceea ce o face ușor de transmis și nu răspunde la antibiotic. La nivel mondial, rotavirusul este agentul patogen cel mai frecvent implicat în diareea copilului mai mic de 5 ani, indiferent de rasa și de statutul socioeconomic. Este o cauză importantă de morbiditate și mortalitate la această grupă de vârstă. În România nu există studii aprofundate asupra particularităților infecției cu rotavirus. În Anglia, aproape fiecare copil cu vârstă mai mică de 5 ani a avut o infecție cu rotavirus. Odată infectat, corpul devine imun la virus și nu îl va mai contacta altă dată. De aceea, gastroenterita produsă de rotavirus este rar întâlnită în rândul adulților, pentru că aceștia au făcut infecția în copilărie. O altă grupă larg răspândită de virus care cauzează gastroenterita este adenovirusul, care, alături de rotavirus, înregistrează cele mai multe victime în cazul copiilor mici. Virusii se transmit cu ușurință de la o persoană infectată la alta prin contact direct sau apropiat. Consumul alimentelor contaminate cu bacterii poate cauza unele enterocolite, speciile de bacterii cele mai întâlnite în acest caz fiind Campylobacter, Salmonella sau E. coli. O altă cauză de gastroenterită pot fi paraziții intestinali care se transmit prin intermediul mâinilor, suprafețelor, jucăriilor murdare, a apei sau alimentelor contaminate. În țările sărace sau zonele insalubre, o cauză majoră de apariție a enterocolitelor este apa contaminată de bacterii sau alți microbi. Prioritatea în cazul gastroenteritei este restabilirea echilibrului hidric din corp. Dacă cel mic este rehidratat, el trebuie încurajat să revină la dieta normală. Dinții de lapte reprezintă una dintre cele mai mari preocupări ale părinților care urmăresc atent evoluția dentiției temporare a bebelușului. Simptomele creșterii dinților de lapte variază de la caz la caz și pot indica o altă problemă de sănătate a micuțului. Un consult pediatric se impune în cazul în care bebelușul este foarte agitat.
Mulți părinți folosesc remedii adiacente pentru o tranziție mai ușoară către creșterea dinților de lapte, geluri pentru gingii. Experții au însă opinii contradictorii cu privire la eficiența și siguranța acestor produse. De aceea este necesar consultul unui medic pediatru înainte de un astfel de tratament. Odată cu apariția completă a configurației dentare temporare, dinții de lapte au nevoie de protecție împotriva cariilor, deoarece smalțul lor este fragil, sfărâmicios și ușor de pătruns de agenții patogeni. Convingerea unor părinți că dinții primari nu au nevoie de îngrijire este greșită, deoarece cariile pot afecta mugurele viitorilor dinți definitivi. La 6 luni apar primii incisivi, la 9 luni apar următorii incisivi, la 12 luni apar primii premolari, la 18 luni caninii, iar la 24 de luni ultimii premolari. Până la 4 ani, toți copiii au nevoie de ajutor pentru a se spăla pe dinți cu periuțe mici, speciale și pastă de dinți destinată exclusiv uzului infantil. Periajul dinților de lapte devine obligatoriu după vârsta de un an. Dinții de lapte durează până la aproximativ 6-7 ani când începe schimbarea lor. Astfel, la 7 ani se schimbă primii incisivi, la 8 ani următorii, la 9 ani apar primii premolari, la 11 ani apar caninii, iar la 12 ani apar ultimii premolari. Părinții sunt sfătuiți să preîntâmpine problemele dentare prin limitarea consumului de bomboane, caramele și acadele. Și dependența de biberon și suzetă până la vârste de peste 2 ani și jumătate este o cauză a îmbolnăvirii dințișorilor de lapte. Molarii apar primii la 6 ani, următorii la 11 ani, iar ultimii la aproximativ 20 de ani. Corpul dintelui conține coroana și rădăcina. Un dinte are următoarea componență: dentina, care este formată dintr-o substanță proteică impregnată cu săruri de calciu. Smalțul, mai mineralizat decât dentina, protejează coroana dintelui. Cementul, care îmbracă rădăcina dintelui, și pulpa dentară, care conține vase de sânge, elemente conjunctive și fibre nervoase. Un adult are 32 de dinți împărțiți în 4 tipuri: 8 incisivi, 4 canini, 8 premolari și 12 molari. Dinții nu se dezvoltă simultan, ci în etape. Dinții de lapte sunt în număr de 20, iar dinții permanenți sunt în număr de 32. Tensiunea arterială a unei persoane se schimbă frecvent pe tot parcursul unei zile. Printre factorii care modifică în câteva minute tensiunea arterială se numără nivelul de exerciții fizic sau utilizarea nicotinei. Tensiunea arterială este reprezentată de forța cu care sângele apasă pe pereții arterelor atunci când trece prin sistemul circulator. Valorile tensiunii arteriale variază în mod natural de mai multe ori pe zi. Cele mai multe modificări sunt normale și previzibile. Pentru măsurarea tensiunii arteriale se folosește un tensiometru care conține o manșetă dintr-o țesătură care este înfășurată în jurul brațului și apoi este umflată cu aer. Presiunea arterială se măsoară în special de către medic, cu ajutorul unui indicator atașat la manșetă. Cele două valori cu ajutorul cărora se măsoară tensiunea arterială se scriu sub formă de fracție. Se consideră a fi normală tensiunea arterială situată în jurul valorii de 120/80. Primul număr este cel care măsoară presiunea sistolică și poartă denumirea de tensiune arterială sistolică, cea din interiorul vaselor de sânge din momentul în care se contractă inima. Al doilea număr este reprezentat de valoarea presiunii diastolice, care măsoară presiunea în vasele de sânge între bătăile inimii. Atunci când inima se odihnește, aceasta este tensiunea arterială diastolică. Tensiunea reprezintă o componentă importantă pentru funcționarea sănătoasă a organismului. Aceasta este tensiunea arterială recomandată în general persoanelor care doresc să aibă o stare bună de sănătate. La acest nivel, există un risc mai scăzut de dezvoltare a bolilor de inimă sau de accident vascular cerebral. Modificările majore ale tensiunii arteriale între vizitele la medic pot fi de asemenea un semn ce indică afecțiuni de sănătate. Primul studiu experimental care a cercetat cauzalitatea dintre utilizarea Facebook și altor platforme similare, pe de o parte, și depresie, pe de altă parte, a stabilit că există într-adevăr o legătură clară, directă, între cele două. Experimentul a fost realizat de o echipă de oameni de știință de la Universitatea din Pennsylvania. La experiment au participat 143 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, care au completat la începutul cercetării un chestionar privind starea emoțională de la acel moment. Tot la începutul studiului au fost notate informații privind folosirea rețelelor sociale în cazul fiecărui participant. Cercetătorii au dorit să evalueze cât timp alocă săptămânal participanții pentru această activitate. Au fost create două grupuri de control. Un grup a continuat să folosească rețele sociale în mod normal, iar celălalt grup a avut un timp limitat de acces la 10 minute pe zi. Pentru acest studiu au fost alese Facebook, Instagram și Snapchat. După două săptămâni a fost verificat ritmul de utilizare a rețelelor sociale în cazul celor două grupuri de control și a fost reevaluată starea emoțională a acestora. Oamenii de știință au ajuns astfel la concluzia că folosind mai puțin rețelele sociale, scade nivelul depresiei și cel al sentimentului de singurătate. De asemenea, s-a constatat că în cazul celor care au început experimentul cu depresie, această stare s-a accentuat din cauza folosirii rețelelor sociale. Una dintre explicații este că acest
gen de socializare declanșează o comparație continuă, pe care subiectul o face între propria persoană și ceea ce vede la ceilalți. Deși se discută de mulți ani despre legătura dintre rețelele sociale și depresie sau singurătate, acesta este primul studiu experimental făcut în acest sens. Albinismul este o tulburare genetică, se caracterizează printr-o producție scăzută sau chiar lipsită a pigmentului numit melanină. Tipul și cantitatea de melanină pe care o produce organismul determină culoarea pielii, a părului și a ochilor. Persoanele cu albinism sunt sensibile la expunerea la soare și manifestă un risc crescut de a dezvolta cancer de piele. Melanina joacă un rol important în dezvoltarea unor nervi optici. Din această cauză, toate formele de albinism cauzează probleme ale dezvoltării și funcționării ochilor. Deși nu există tratament, cei care suferă de această tulburare pot lua măsuri pentru îmbunătățirea vederii și pentru evitarea expunerii îndelungate la soare. Albinismul nu limitează dezvoltarea intelectuală, deși persoanele cu albinism adesea se simt izolate social și pot fi discriminate. Indiferent de efectul pe care îl are albinismul asupra aspectului, toți bolnavii au probleme cu vederea. Cel mai ușor, albinismul se recunoaște prin pielea de un alb lăptos. Pigmentarea pielii poate varia de la alb la cea a părinților sau fraților fără albinism. În cazul unor persoane cu albinism, pigmentația pielii nu se modifică niciodată. Pentru alții, producția de melanină poate începe să crească în timpul copilăriei sau adolescenței, rezultând mici modificări în pigmentație. În cazul în care copilul are părul sau pielea depigmentată de la naștere, cum se întâmplă adesea în cazul sugarilor cu albinism, medicul va face un examen oftalmologic și va urmări îndeaproape orice modificare de pigment. Deși rare ori în albinism, intervenția chirurgicală poate reprezenta o opțiune de tratament pe care să o ia medicul oftalmolog în calcul. Deoarece albinismul este o tulburare genetică, variantele de tratament sunt limitate. Cel mai probabil, un copil cu această boală va avea nevoie de ochelari și va fi nevoie să consulte anual medicul oftalmolog. Tot anual va fi făcută evaluarea a pielii copilului pentru a depista eventuale leziuni care ar putea duce la cancer de piele. Adulții cu albinism au nevoie de examene anuale ale ochilor și pielii pe tot parcursul vieții lor. Guvernul a aprobat prin ordonanța de urgență acreditarea temporară a 57 de unități sanitare unde pot fi donate, prelevate, conservate sau transplantate organe și țesuturi umane. Demersul a venit la propunerea Ministrului Sănătății. Sorina Pinta a considerat că pentru siguranța pacienților este absolut necesară reacreditarea periodică a unităților care desfășoară activități de donare, prelevare, conservare și transplant al organelor, țesuturilor și celulelor de origine umană. Acreditarea temporară a spitalelor este necesară pentru ca activitatea de transplant să nu aibă de suferit, a afirmat ministrul Sorina Pinta potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății. Întregul proces de evaluare poate dura până la 60 de zile, iar unitățile sanitare au primit informarea din partea Agenției Naționale de Transplant referitoare la renoirea acreditării. Unele spitale au depus dosarele, altele au fost deja reacreditate, precum centrul din Târgu Mureș. Fac un apel ca unitățile sanitare să grăbească procedurile necesare reacreditării, astfel încât să fie asigurată buna desfășurare a activităților în aceste unități, a afirmat ministrul Sănătății Sorina Pintea. Acreditarea temporară se acordă pe o perioadă de maximum 6 luni, după care este nevoie de o nouă acreditare. Ministerul precizează că la acest moment majoritatea unităților sanitare au depus dosarele la Agenția Națională de Transplant și se află în diverse etape de evaluare în vederea reacreditării. În perioada 2013-2014, unitățile sanitare care desfășoară activități de donare, prelevare, conservare și transplant al organelor, țesuturilor și celulelor de origine umană au primit acreditări pentru o perioadă de 5 ani. Preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene va ajuta România să-și îmbunătățească sistemul sanitar, acum codașul Europei, a declarat ministrul Sănătății la Profit Health Forum. Sorina Pinta este convinsă că România va face o figură bună pe toată durata președinției. Sănătatea în România pe durata președinției Uniunii Europene, pregătire și perspective a fost tema Profit Health Forum. Participanții s-au arătat optimiști că un efort unitar va scoate țara de sub etichetări deloc avantajoase. Marinela Debu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, crede că țara noastră poate să depășească toate obstacolele care au clasat-o codașa Europei din punct de vedere al sistemului sanitar, mult în urma celor 12 țări membre UE. Putem ca după aceste 6 luni să avem niște rezultate extraordinare, dar în același timp poate fi și o provocare foarte mare. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că depinde cum împărțim aceste resurse umane, depinde cum înțelegem să punem pe masă toți pașii pe care i-am făcut buni. Dacă vorbim strict de hepatită, România a ajuns la un nivel extraordinar. Am ajuns să tratăm de stadiul 1 de fibroză. Am ajuns la un număr destul de mare.
Ceea ce îmi doresc eu este să trecem cât mai repede să tratăm primul venit, primul servit. Marinela Debu a reamintit importanța depistării la timp a bolii, subiect dezbătut la întâlnirea din Bulgaria a celor 12 țări membre din spațiul comunitar. Avem nevoie, avem probleme cu partea de depistare. Ceea ce în România este un lucru bun este că s-au făcut niște pași înainte. Noi am ajuns să depistăm de la medicul de familie pe pachetul de bază începând cu 1 mai. Aici România a făcut un pas foarte mare. Problema este că și de la medicul de familie depistăm doar persoanele asigurate și nu și neasigurate. O rămân mulți pacienți pe din afară, multe persoane care nu știu că au hepatite. România este în top, este fruntaș în ceea ce privește prevalența hepatitele virale. Și tocmai pentru asta trebuie să facem ceva. M-am bucurat foarte mult că printre temele de pe principale pe sănătate erau partea de vaccinare și partea de inovație. Este exact ceea ce ne trebuie în hepatite, în hepatite virale. Să vaccinăm, să creștem gradul de vaccinare și să facem pe toți să conștientizeze că, indiferent dacă e copil sau adult, vaccinarea pentru prevenirea infecțiilor cu virus hepatitic B este principala cale de a preveni, de fapt singura care poate să principala cale prin care poți preveni infecția, pe lângă celelalte măsuri de igienă absolut normale și, bineînțeles, accesul la inovație. Și tocmai pentru că vorbeam de studiile clinice, dacă am ieșit puțin din pasul acesta și am avea acces la studii clinice, să nu uităm că dacă în hepatita C am făcut niște pași extraordinari, ne dorim ca inovația și în hepatita B și B plus Delta să ajungă și la pacientul din România. Oricum poate ajunge facilitând accesul la studii clinice. Marinela Debu a menționat că sud-estul Europei se confruntă cu probleme specifice în hepatita virală, motiv pentru care este foarte importantă depistarea la timp a bolii. Ceaiul verde, descoperit de chinezi acum 4.000 de ani, este utilizat pentru capacitățile naturale de vindecare. Spre deosebire de ceaiul negru, frunzele de ceai verde asigură conservarea de antioxidanți, taninuri și flavonoide. Ceaiul verde chinezesc este popular mai ales pentru proprietățile terapeutice și detoxifiante. Studiile au demonstrat că persoanele care nu au inclus ceaiul verde în dietă au avut un metabolism scăzut, iar grăsimile din organism nu erau topite cu aceeași ușurință, ca în cazul celor care utilizau ceaiul verde. Acesta este considerat o alternativă excelentă naturală la alte suplimente pentru scăderea în greutate. Conform unor studii recente privind beneficiile pentru sănătate ale plantelor, oamenii care utilizează extract de ceai verde ca supliment pentru diminuarea numărului de kilograme reușesc să piardă între 1 kg și sau 2 pe lună. Încheie aici actualitatea medicală de astăzi. Sunt Anda Miclea, vă aștept la ediția următoare. Aveți grijă de sănătatea voastră. Pe curând!